Într-o duminică seara, după ce am încheiat întâlnirea de la biserică, dădeam mâna cu cei care erau acolo și chiar la final, un băiețel, unul din prietenii mei, Sebi, am văzut că vine spre mine, era cu zâmbetul pe buze, însă cu cât se apropia mai mult, zâmbetul i s-a transformat într-o grimasă în cele din urmă, când am dat mâna și s-a apropiat de mine, a început să plângă și a zis, știi, zice, duru capul, ai strigat prea tare, nu mi-a plăcut în seara asta la predică. Reacția imediată pe care am avut-o a fost să mi cer iertare și să-i promit că voi fi atent la lucrul ăsta. Ceea ce m-a uimit în urma acestei experiențe au fost câteva lucruri. Mai întâi, cu câtă ușurință ne putem răni unii pe ceilalți și fără să ne dăm seama. 2. Acest lucru îi valabil atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Mai mult decât atât, iertarea este o experiență miraculoasă, vindecătoare, atât pentru cel care o primește, cât și pentru cel care o dăruiește. Ceea ce nu voi uita, Lucrul ăsta s-a întâmplat în câteva secunde, după care a început să alerge, să sară prin biserică și am rămas uimit de efectul extraordinar pe care l-a avut în viața acestui prieten pe nume Sebi. Nu pot să nu mă întreb, pornind de la acest exemplu, cum sunt oamenii mari când vine vorba de iertare. Lucru care mi s-a întâmplat, anul trecut mi-am dorit să vorbesc bisericii noastre pe tema iertării și am simțit în urma acestei experiențe imboldul inconfundabil al Duhului Sfânt că ar trebui să abordez subiectul acesta. De la iertarea lui Dumnezeu, care a fost atât de bine subliniată și conturată, vom face un pas mai departe prin mesaj înspre iertarea pe care noi ar trebui să ne arătăm unii celorlalți vorbe grele. Dacă iertați oamenilor, greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Undeva în partea de final al mesajului voi încerca să clarific această tensiune extraordinară, aproape ireconciliabilă. În ce măsură iertarea noastră condiționează, necondiționează iertarea lui Dumnezeu. Și pentru că în Evanghelia după Matei, cea mai elaborată uh, descriere a acestei iertări ne este oferită în Matei, capitolul 18, de la 21 la 35, aș vrea să mă îngădui să citesc textul acesta. Haideți să ne ridicăm și să urmărim cu atenție provocarea pe care Domnul Isus Hristos ne face fiecare în această zi. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galben sau de talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din colegii lui sau tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de lei. L-a luat în brațe, a început să sară plin de bucurie, a pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește ce mi-ești dator. Prietenul lui, S-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut prietenii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis Rob Viclean Eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat Oare nu se cădea? S-a ieșit umilă de prietenul tău cum am avut eu milă de tine și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti, subliniez, tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă iubiți să ocupați locurile. Mesajul meu din această dimineață se intitulează simplu Iertarea celui iertat. Vă vorbesc cu o strângere de inimă pentru că nu există om aici care să nu știe ce se roagă în momentul în care rostește rugăciunea Tatăl nostru. Prin urmare, cât de des ar trebui să se vorbească pe tema aceasta? Știm prea bine ce avem de făcut și totuși. Acest totuși ne dă bătăi de cap multora. Un alt titlu pe care l-aș putea da mesajului meu ar fi Iertarea noastră între familiaritate și prefăcătorie, între îngăduință și neînduplecare. Suntem atât de obișnuiți cu ideea încât am obosit, ni s-a tocit sensibilitatea spirituală și am ajuns să ne prefacem, să dăm impresia că nu avem nicio problemă. E atât de limpede ce așteaptă Dumnezeu de la noi, încât am uitat să mai practicăm între timp. Între mai îngăduiește-mă și, dar el n-a vrut, să creează o tensiune înspăimântătoare. Pur și simplu nu există om care să nu se confrunte cu această problemă în familie, la servici, la școală, la biserică, în relația cu prietenii sau cu vecinii. Gabriel García Márquez, scritor columbian laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, romanul Dragostea, în vremea holerei, descrie un mariaj destrămat din pricina unui săpun. O soție care are grijă de toate, într-o zi însă, uită de săpun, o neglijență pe care soțul o amendează furibund. De o săptămână mă spăl fără săpun. Nevrând să și calce pe mândrie, femeia protestează. Vreme de șapte luni dorm în odei separate și au masa fără a-și vorbi. Ajunși la molcoma bătrânețe, scrie Marchez, încă se fereau să aducă vorba în privința celor întâmplate, nu cumva rănile abia vindecate să sângereze din nou, ca și cum totul s-ar fi petrecut cu o zi în urmă. Cum se poate, ca o bucată de săpun, să năruie o căsnicie? Se poate, câtă vreme niciunul din soți nu se îndură să spună, ajunge. Așa nu se mai poate, îmi pare rău, iartă-mă. Nimicurile ne pot ruina căsnicia. Fiecare dintre noi ne dă bătăi de cap chestiunea spinoasă a iertării, dar adevărata problemă e pentru cei care spun, mărturisesc că au fost iertați și nu iartă la rândul lor. Uneori există mai mult realist și onestitate, observați în scririle, de genul acesta decât în viața noastră spirituală în umblarea cu Dumnezeu tot impactul acestui text pe care l-am citit scoate în evidență atitudinea ucenicului, a creștinului, a celui care a fost iertat și iartă sau nu iartă semenul, confratele, tovarășul său. Atunci Petru s-a apropiat de el. Când atunci? După ce a vorbit despre recuperarea și confruntarea celui care a păcătuit. Înseamnă că din start, și asta e foarte important să rețineți, ni se spulberă una din temerile legate de iertare, că ne comportăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A ierta nu înseamnă să fii orb sau indiferent față de păcat. După ce ne-am căsătorit, îmi aduc aminte una din tendințele, obișnuințele mele pe care le-am moștenit din familie, să-mi cer iertare imediat. Însă dezamăgirea mea era că nu vedeam în ochii Nicoletei reacția imediată, ca și cum totul uh, uh, s-a schimbat, uh, n-a fost uh, nici o problemă. Uh, ceea ce am greșit eu în atitudinea mea, îi să privesc superficial, să uit cât uh, de rău o pot răni. Greșala, efectul pe care greșala mea, atitudinea, vorba, uh, poate să o aibă într-o relație și uh, lucrul ăsta crea o problemă și mai mare. Eram supărat, nervos, din cauza că ea nu răspunde la iertarea mea. Observați, de multe ori, graba în a cere iertare creează, poate, o nouă tensiune la nivelul relației. Mustrarea, confruntarea în Matei, capitolul 18, care precede iertarea, e mediată sau îmblânzită de iertare, în timp ce iertarea devine serioasă datorită mustrării și păcatului. Păcatul are urmări atât asupra celui care l-a înfăptuit, cât și asupra celui față de care s-a înfăptuit, ne învață textul. Cu alte cuvinte, acest discurs din Matei, capitolul 18, adresat comunității, care începe cu: Domnul le pune un copilaș în față și spune: Toți ucenicii din adevărata comunitate sunt copilași. Sunt oameni autentici, smeriți, care n-au ce să ascundă, care sunt vulnerabili, care nu sunt mai pe sus decât ceilalți din comunitate. Și această comunitate a copilașilor nu defăimează pe nimeni, ci din potrivă caută, confruntă, iartă. Astea sunt trăsăturile definitorii în viața unei comunități autentice, ne învață Matei. Dar atunci când fiecare jignire sau ofensă e atât de gravă. Te întreb dacă Domnul nu-și bate joc de noi atunci când ne spune că trebuie să iertăm 70 de ori câte șapte. De aceea împărăția celor se aseamănă. Și urmează această pildă care stă în fața ochilor noștri și care ne provoacă în această dimineață mințile și inimile. Sunt câteva întrebări la care voi încerca să răspund. Prima dintre ele, ce este iertarea? Și aș vrea să mă urmăriți cu atenție. Sunt trei răspunsuri simple. Am citit textul pentru a le putea verifica împreună cu dumneavoastră. În primul rând, este o alegere personală, izvorâtă din compasiune. O alegere personală, izvorâtă din compasiune. Cea mai mare descoperire pe care am făcut-o legată de iertare este că e o alegere alegeri izvorâtă din empatie, din compasiune, din postura în care încerci să te gândești la celălalt, să simți cu celălalt și să te gândești la felul în care el se simte în acest context. Jerry Sitzer, un frate care i s-a spulberat într-o clipă trei generații într-un accident de mașină, mama, soția și fica, de un șofer biat care a intrat cu microbusul în ei. Cam la un an după accident, mărturisea că i-a venit în minte șoferul care a produs această tragedie și se gândea că n-ar vrea nici o clipă să schimbe rolurile, fiind în pielea acelui șofer acuzat, chinuit de remușcări sau împietrit. Doi specialiști de renume mondial. Au realizat un studiu pe tema relației dintre religie și iertare. Când erau întrebați, sunteți o persoană iertătoare, cei mai mulți spuneau fără să clipească da. Dar atunci când era luată în considerare componenta emoțională care a reacție la ceea ce s-a întâmplat, chiar și după multă vreme, diferențele erau minime sau chiar inexistente între creștini și necreștini. Prin urmare, întrebarea este, iartă un creștin mai mult decât un ne-creștin? Concluzia la care am ajuns din experiența pe care o am, teoretic, da, când vine vorba de alegere. Însă, când vine vorba de componenta emoțională, resentimentară, elementele negative pe care le antrenează, nu există nicio diferență. Și lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri. Observați, în text. Această atitudine este punctată de trei ori în atitudinea stăpânului, făcându-i se milă. I-a dat drumul și i-a iertat datoria. Apoi când uh, el, când lui se cere și apare această întrebare tulburătoare, oare nu se cuvenea? Nu se cădea? Nu era normal, logic, să ierți și tu la rândul tău? Și uh, concluzia textului, a întregului discurs din capitolul 18, tot așa vă va face și tatăl meu, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima. Ce înseamnă pentru mine să iert din toată inima? Am stat de vorbă cu cineva și îmi povestea despre o experiență foarte interesantă. O persoană mândră, care întotdeauna considera că are dreptate în viață. Asta e o problemă în experiența iertării, a acordării iertării, și credea că el știe întotdeauna tot ce se întâmplă, cum ar trebui să se întâmple lucrurile, și a spus până la un punct în care a încercat să se pună în pielea celuilalt cu care stătea de vorbă. Și a rămas surprins. A fost o experiență care efectiv i-a schimbat viața. Și a spus că în urma acelei experiențe, în care s-a văzut de 10 ori mai vinovat decât celălalt, el și-a schimbat și atitudinea în momente în care apăreau tensiuni de felul acesta în viață. Acesta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem. De atâtea ori am auzit în bisericile noastre, trebuie să alegi să ierți. Însă iertarea nu se înfăptuiește dacă nu arăți empatie, dacă nu încerci să te gândești la celălalt. Mai ce s-a întâmplat? De ce o reacționa? De ce mi-a făcut lucrul ăsta? Să încerci să te identifici cu el, acesta e mesajul central. Iertarea e o alegere, însă izvorăște din compasiune, din empatie, din identificarea noastră cu semenul nostru sau prietenul nostru. În al doilea rând este o deprindere care se verifică în viața de zi cu zi. Robul acela când a ieșit afară. Siis lui spune fiecare consideră că iertarea e ușoară până te calcă cineva pe bătătură până îți greșește cineva. În momentul acela, iertarea nu mai e o problemă teoretică, ci devine o chestiune foarte personală și foarte dureroasă. Este o disciplină care trebuie învățată zilnic, care trebuie practicată, repetată, reluată. Un lucru foarte important pe care eu l-am întâlnit e dacă după ce ai iertat pe cineva și ai ales să faci lucrul acesta, Ți se întâmplă să retrăiești anumite sentimente negative. Oare înseamnă că nu l-ai iertat? Observați, iertarea este un proces în care ea trebuie practicată, trebuie reluată pentru a o putea experimenta, pentru a o putea vedea funcționând cu adevărat. Probabil tot în punctul acesta merită accesată întrebarea dacă trebuie să-și ceri iertare ca să fie iertat. În lumina textului este indiscutabil ambele persoane, robul și colegul, ni se spune foarte clar că au verbalizat mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Este o atitudine cât se poate declară. Marea problemă îi dacă cineva refuză să-și ceară iertare, deși ți-a greșit și treci o săptămână, o lună, două, ce faci? Rămâi cu neiertarea pentru ani de zile? Nu cred că asta spune Scriptura. Trebuie să ne cerem iertare, însă trebuie și să iertăm dacă vedem că celuilalt nu-i pasă și i -ai spus, l-ai confruntat, i-ai împărtășit care-i problema ta. Situațiile vieții reprezintă testul real și nu faptul că ne lăudăm cât de ușor putem să iertăm pe cei de lângă noi. Când a ieșit, îmi putea spune, de la stăpân, când a ieșit de la biserică, apare testul cu privire la iertare. E un detaliu scandalos. Să ți se ierte o sumă astronomică și tu să nu poți să ierți o sută de lei cu care fratele tău ți era... Dator. De ce se lasă iertarea învățată atât de greu? Pentru că ne credem mai buni sau mai drepți decât alții. Mândria și faptul că uităm atât de ușor, că și noi greșim altora. O altă cauză, lipsa empatiei. Nu ne pasă cum se simte celălalt. Teama de a nu se repeta. Și aici apare amăgirea. E acea teamă, dacă îl iert, o să-mi facă din nou același lucru nu vreau sau nu pot, și aici lucrurile sunt mai grave, țin de împietrire și de reavoință, sau vreau să-mi iau dreptatea în propriile mâini, experiența răzbunării care poate să fie costisitoare. În al treilea rând, învățăm despre iertare. Este o obligație de căpătâi. Este răspunsul și oglindirea iertării de care noi am avut parte. Nu ne place cuvântul ăsta, mai ales în vremurile actuale, cuvântul obligație, datorie. Însă, datoria aceasta izvorăște din ceea ce am primit. Este un răspuns și o reflectare a harului nemărginit al lui Dumnezeu. Există două cuvinte în Noul Testament care tratează iertarea biblică. Unul vine din mediul bancar, celălalt vine din experiența religioasă sau spirituală. Unul are de face cu datoriile, celălalt cuvânt are de-a face cu bunăvoința, cu mărinimia lui Dumnezeu. Un cuvânt provine din cuvântul har, harizomai, ceea ce înseamnă că a ierta înseamnă a-i trata pe alții exact așa cum te-a tratat Dumnezeu pe tine. O iertare neașteptată scandalosă prin care i s-a tot, absolut orice datorie. Cu alte cuvinte, a ierta înseamnă să trăiești cu pierderi în relație, da? imaginea datoriei, și în al doilea rând, înseamnă să trăiești din risipa sau extravaganța cerului sau a harului. Asta e o problemă pe care noi o avem de multe ori la nivelul relațiilor. Nu știm să trăim cu pierderi. Am vrea ca toate lucrurile să se rezolve exact așa cum ne-am imaginat noi, ceea ce e imposibil în această viață. O întrebare personală. Cam cât crezi că ți-a iertat ție Dumnezeu? 10.000 de talanți e echivalentul a 60 de milioane de dinari. Din plata, din pilda lucrătorilor la vie, aflăm că plata pentru o zi era un dinar. Prin urmare, ca să poată plăte plătit datoria ar fi trebuit să lucreze 164.000 de mii de ani. De la istoricul evreu Iosefus știm că venitul anual al lui Irod era de 900 de talanți, 200 din Galilea și Pereia, 100 din regiunea fiului său Filip, iar 600 din regiunea controlată de Arhelau. Impozitul pe toată Iudeea pentru un an de zile era de 600 de talanți. Prețul unui sclav varia între 500 și 2000 de dinari. Suma datorată de acest sclav, nu știu cum a ajuns să acumuleze o așa datorie, era scandalos de mare. Cam cât crezi că îi datorez lui Dumnezeu? Unii ne comportăm de parcă celălalt sau Dumnezeu ne-ar datora nouă această sumă astronomică. Și nici de cum un chilipir de 100 de lei. Nu-mi pot explica atitudinea acestui om care nici prin cap nu i-a trecut, că îi se va șterge absolut toată datoria, observați, el cere o păsuire, ca exact în momentul în care iese de la stăpân, care înțelegând că nu va putea plăti niciodată, alege să scandalizeze orice sentiment de bun simț și dreptate, ștergând cu buretele această sumă astronomică. Pentru ca omul acesta să aibă un comportament exact pe dos, revoltător, nu pot explica decât ca un gest disprețuitor genul dă-l de unde. Cam așa sună refuzul nostru de a acorda iertarea celor dragi, semenilor noștri, în momentul în care noi refuzăm să iertăm cum am fost iertați și noi. Vorbim cu atâta ușurință de har, de Dumnezeu, că ne-a iertat toate păcatele noastre prin moartea violentă și revoltătoare de la cruce. Și noi de ani de zile, uneori, nu putem ierta, nu putem uita, nu putem privi în ochi pe fratele sau pe sora. Cum vei da ochii cu stăpânul în acea zi? Te-ai gândit măcar o dată? Una din întrebările fascinante pentru mine și o întrebare personală și tulburătoare. Oare nu se cădea cu Nu era normal, potrivit, drept, corect, frumos, bine. Să ierți cum ți iertat și ție Dumnezeu. O a doua întrebare. De ce? De ce să iert? În primul rând, pentru că ai fost iertat. În al doilea rând, pentru a fi liber. Adel are o melodie, Hello, care surprinde trauma sfârșitoare a pierderii cuiva drag, fără să îți iertare și fără ca problema asta, care bântuie și răscolește inima într-un context de genul acesta. Poate n-aș fi realizat, dacă nu mi-ar fi împărtășit cineva din biserică, nu erau lucruri grave, dar ani de zile a fost urmărit pentru că n-a apucat să clarific ce ceva cu mama lui înainte ca să plece. Pentru, a fi, pentru că ai fost iertat, pentru a fi liber, pentru a fi iertat. Pentru că refuzul iertării are consecințe. Cineva vorbea despre calvarul irreversibilității. Dacă nu ierți, lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Vei trăi ferecat în temnița trecutului. Nu mai e prezent, nu mai viitor. Tot ce știe mintea ta să facă îi se macine la nesfârșit acele nimicuri ale trecutului. Te gândești tot timpul la ce s-a întâmplat, încet, dar sigur, îi predai dușmanului controlul asupra ta care te poate bântui și după ce acesta a plecat din această lume. De unde știu că am iertat? A treia întrebare. Inima e ușoară ca un fulg. Când îl vezi, nu mai ai resentimente. Nu mai vrei să te răzbuni. Ai putere să treci peste ce s-a întâmplat. Amintirea rămâne, dar dispare o travă, veninul, amărăciunea. Care îți cotropește viața. Iertarea celui iertat, îngăduință sau neînduplecare, obișnuință sau prefăcătorie. Ieți din toată inima atunci când te identifici, când exersezi, și atunci când răspunzi la iertarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iertarea biblică este o alegere. Este o deprindere, este o obligație, o responsabilitate. Nelson Mandela nu a fost creștin. Este cel mai șocant exemplu pentru mine. Și cu toate acestea, a ales să-și ierte dușmanii. Experiența de la Robben Island, 26 de ani. Un om care nu era declarat creștin, dar care a demonstrat că are putere să ierte. Oare ce scuză are un creștin care refuză să ierte. Nici una. Din păcate, unii creștini știu, dar nu vor să trăiască cu pierderi. Vor să fie chit. Te simți îndreptățiți să nu ierți sau îndatorat față de ceea ce ți-a iertat Dumnezeu ție este întrebarea cu tremurătoare acestui text. Îngăduiți-mi să mă apropii de ultima întrebare. Ce se întâmplă dacă nu ierți? Singura opțiune este cea din final. Lucrul acesta pare logic. Vă rog să observați că pedeapsa pentru cel care refuză iertarea nu este privarea de libertate, ci chinul o imagine pe care o vedem la bogatul care se află în chinuri, în Luca 16, în relatarea cu Lazar, și în câteva texte din Apocalipsa 14 și 20, unde cei rei sunt munciți zi și noapte și nici ziua, nici noaptea n-au odină și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Destinul celor care nu iartă nu este detenția, ci pedeapsa chinuitoare. Refuzul iertării te dă nu pe mâna temnicerului, ci a chinuitorilor, torționarilor și recuperatorilor. Motivul pentru care pedeapsa e atât de drastică este sfidarea și bagiocorirea crucii și a harului extravagant oferit de Dumnezeu în Hristos. E ca și cum ai spune, nu asta e calea, îți arăt eu care e calea. Vreau să fiu chit. Și atunci Dumnezeu nu poate decât să te lase să îți urmezi propria opțiune și cale în viață. Pentru cei care ne socotesc oferta iertării în sensul că vor să pună pe mâna pe ea, dar nu vor să o dea mai departe, există o singură variantă, calea dreptății divine, în care Dumnezeu ne judecă exact pentru ceea ce am făcut și facem în viață. Nu poți primi iertarea în termenii tăi. Și doar în termenii stăpânului. Ori primești iertarea și o împarți cu alții, ori ea îți va fi retrasă. Textul nostru începe atât de promițător cu dorința lui Petru de a extinde iertare dincolo de limita generoasă promovată de învățătorii legii de rabin. De la 3 la 7. Cifra de săvârșirii. Dar se încheie cu o notă tragică. Un om căruia i s-a iertat. O sumă astronomică refuză să ierte plata pe primul trimestru a unui an. Pledoaria robului din versetul 26, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti, este identică cu cea a colegului sau a prietenului său din versetul 29, cu o singură excepție. Promisiunea din versetul 26 este cu neputință de înfăptuit, îți voi plăti tot, pe când cea din versetul 29 poate fi împlinită. Ce ar mai fi de zis? Poate fi numit creștin un astfel de om? Îngăduiți-mi să închei mesajul meu cu două citate unul al lui Sies lui și celălalt din partea lui Dorothy Sers. A fi creștin înseamnă a ierta ce e de neiertat. Pentru că Dumnezeu, la rândul său, a iertat impardonabilul din noi. Și celălalt citat, nu există decât o singură lege autentică, legea Universului. Ea se poate împlini fie pe calea judecății, fie pe calea harului, dar trebuie împlinită. Ce aleg eu? Ce alegi tu?